Președintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier se află în prima sa vizită la Timișoara. După o scurtă vizită în capitală urmată de o oprire și la Sibiu, acesta a ajuns și la Timișoara. Aici a avut programate mai multe întâlniri. Acesta a făcut un tur prin centrul orașului împreună cu primarul Dominic Fritz. Cei doi au vizitat Cazarma U pentru a vedea expozițiile din spațiul neconvențional folosit în premieră în Timișoara, capitala culturală a Europei. Apoi s-a îndreptat către școala cu dar în limba germană din centrul orașului, Liceul Nicolas Lenau, pe băncile căruia au învățat doi laureați ai premiului Nobel, Herta Müller și Stefan Hell. Elevii au pregătit un moment artistic, îmbrăcați în costume tradiționale șvăbești. Aceștia au avut un moment de dans popular pe care l-au făcut în fața școlii, apoi s-au fotografiat cu președintele Germaniei în curtea liceului. Președintele a mai avut o întâlnire și cu comunitățile germană și evreiască din Timișoara la sinagoga din cetate. Primarul a precizat că este prima vizită a unui președinte al Germaniei la Timișoara, dar și prima vizită a unui șef de stat străin în ultimii 15 ani. Acesta nu a venit singur. A fost însoțit de o consistentă delegație formată din parlamentari, mediul de afaceri și oameni de cultură. Bineînțeles că am avut ocazia, plimbându-ne prin oraș, să-i povestesc foarte mult despre Timișoara și pot să spun că reacția și a lui și a delegației este una de uimire și de entuziasm, că într-adevăr, asta spun și eu întotdeauna, ideile preconcepute despre România, despre Banat, sunt cu totul altfel față de realitatea pe care o trăim aici. Deci Timișoara este o inspirație și cred că a reușit să-l inspire și pe domnul președinte. Faptul că conviețuim cu atât de multe etnii aici, dar și faptul că este o viață foarte efervescentă pe stradă, că se văd foarte mulți tineri. Mi-a spus că a ieșit la seară la o terasă și că a fost uimit ca într-o zi de joi seară să vadă orașul atât de animat. Deci se vede că Timișoara este un oraș dinamic și mă bucur că a observat și el. Bineînțeles că este prima vizită unui șef de stat, chiar prima străin de mai multe zeci de ani, prima vizită unui președinte german și asta aduce o validare de fapt a faptului că suntem un oraș pe harta Europei, suntem un oraș relevant pentru astfel de vizite de stat și aduce și un spor de vizibilitate, pentru că el vine cu presă, sunt jurnaliști care au venit aici doar pentru el, dar acum o să revină pentru Timișoara și de aceea sunt sigur că nu va fi ultima vizită de acest gen. O să avem în continuare evenimente, expoziții, chiar expoziția acum acolo la Cazarma U a impresionat foarte, foarte mult. În septembrie o să fie un mare concert împreună cu orchestră din Germania, o să fie expoziția Brâncuș, deci în tot acest an nu ducem lipsă de evenimente. Oricând, oricine ar vrea să vină la Timișoara, cu orice fel de gust, o să găsească ceva în programul cultural. Președintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier s-a aflat într-o vizită de stat în România, iar la inițiativa primarului Dominic Fritz, acesta a venit și în Timișoara.